Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi vreau să vă arăt câteva elemente de gimnastică. Vreau să vă spun un lucru foarte, foarte important. Când veniți de afară, spălați-vă pe mâini foarte mult timp, des. Pentru că când puneți mâna pe parchet, trebuie să spălați-vă pe mâini. Da, dar vreau să vă spun alt lucru important. Vreau să vă spun, dacă voi o să vă fie rău, nu mai luați antibiotice și chemați la doctor. Pentru că doctor vă face foarte bine. Ok. Să începem cu elementele. Mai întâi o să începem cu roata. 1, 2, 3 și... Vezi? Ok. Acum o să facem... O să fac soare. Vezi că vă eu vreau să vă spun că eu mi-am făsetele acum în picioare, pentru că când faci sfoara și când vrei să faci dreaptă, nu poți să faci dreaptă, pentru că nu ai șosetele în picioare și nu aluneci. Dar dacă aveți șosetele în picioare și pantaloni pe voi, atunci o să alunecați. Haideți să începem cu sfoara. Vedeți? Acum dau șosetele jos și o să fac mâna. Să pun o saltea, adică un fel de pătră. Să spun aici pătură roz. Spuneți în comentarii dacă vă place rozul, pentru că mie îmi place foarte, foarte, foarte mult galben. E alb, dar îmi place mai foarte, 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 foarte mult. Îmi place negru. Este foarte, nu mi-e așa plăcut. Sunt în comentarii ce culoare vă place. Vedeți? Este rând. O să vă mai arăt câteva lucruri despre lumânare, ce poți să faci cu lumânare. Deci, sunteți în lumânare, da? Mai întâi trebuie să vă țin așa picioarele, nu să cadă. O țineți îndepărtat în laterală și după aceea faci asta. Vedeți? Vreau să vă arăt cum fac ăsta coșul. Se în comentarii dacă puteți așa. Bă, vreau să vă mai arăt un lucru. Asta. Și încă un lucru care este foarte, foarte, foarte nou. Pe care nici nu vă așteptați la așa ceva. Așa. Asta. Așa. Da. Uitați. Dacă v-a plăcut acest video, scrieți.
vă place și dacă voi faceți cu gimnastică. Ne vedem în video următor. Și nu uitați să spălați bine.